Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Versetele astea sunt folosite de prorocii mincinoși de azi ca să-i manipuleze pe oamenii creduri, pe oamenii care nu-și cunosc scripturile. Pe oamenii care nu știu cum a lucrat Dumnezeu în istorie, pe cei slabi în credință, pe cei care sunt la început de drum. Versetele astea sunt folosite de proroci mincinoși ca să-i manipuleze. Pretenția lor e că Pavel spune în aceste versete că un proroc al lui Dumnezeu mai poate și greși din când în când. Așa interpretează ei versetele astea. Și mă refer la prorocii mincinoși de azi, gen Tony Berbeci, care spune cu o îndrăzneală fantastică, Așa mi-a zis mie Domnul și începe să aiureze tot ce îi trecea lui prin minte. Presimțirile lui. Crede că presimțirile lui sunt de la Dumnezeu. Și bineînțeles că majoritatea nu se împlinesc. Și ei se folosesc de astfel de versete și spun, vezi, un proroc mai poate și greșit sucind versetele astea și intenția și mesajul Apostolului Pavel. În primul rând, prorociile la care se referă Apostolul Pavel nu sunt prorociile pe care le auzim azi. Apostolul Pavel nu se gândește la cei de azi. Așa mi-a zis mie, domnul bărbate, și la bala, la Tu te acolo și fă aia, și la bala, la Genul ăsta de prorocii pe care le auzim azi. Cei care strigă și bolborosesc, aiurea. Și încearcă să creeze mereu o atmosferă din asta mistică. Uu, așa mi-a zis mie, domnul, ascultă bărbate! Nu, Apostolul Pavel nu se referă la genul ăsta de prorocii. Ce auzim azi nu are nicio legătură cu prorociile despre care citim în Scriptură. Sunt doar niște copii. Vor să fie prorocii, dar nu sunt. prorociile din scriptură erau foarte clare, nimeni nu bolborosea și nu găsim absolut niciun caz de proroc adevărat creștin în scriptură care să mai și greșească din când în când. Nu găsim așa ceva. La fel cum apostolii erau inspirați de Duhul Sfânt, la fel și prorocii Noului Testament erau inspirați de Duhul Sfânt, la fel ca și cei din Vechiul Testament, bineînțeles. Dar aici vorbim de Noul Testament. Biserica lui Hristos e clădită pe temelia apostolilor și prorocilor. Ei sunt temelia. Ei nu aveau voie să greșească. Nu aveau cum să greșească. Un proroc adevărat al lui Dumnezeu nu adăuga de la el. Spunea exact ce a descoperit Dumnezeu. Și în primul rând vorbea cuvântul lui Dumnezeu. Nu ghicea viitor. Ăsta e un lucru secundar pe care îl făceau proroci. Că mai prevesteau din când în când ce avea să se întâmple. Dar nu ăsta era rolul principal. Sau în cuvântul lui Dumnezeu, în revelația lui Dumnezeu, era inclusă și o astfel de previziune. Rolul principal era să transmită cuvântul lui Dumnezeu. În primul secol, Dumnezeu a lucrat prin acești proroci. De ce? pentru că ei nu aveau revelația scrisă a Noului Testament, pe care o avem noi astăzi. Era nevoie de acești proroci. Acești proroci revelau cuvântul lui Dumnezeu pentru biserică. Ăsta era rolul lor. Și repet, nu aveau cum să greșească. În faptele apostolilor, capitolul 13. Îi vedem pe acești proroci din Noul Testament în biserica din Antiohia și unul din acești proroci era Barnaba care a plecat apoi cu Saul să predice evanghelia Și bineînțeles și Pavel era un proroc Dumnezeu îi dădea revelații noi pe care noi acum le avem scrise în Noul Testament Cei de atunci din primul secol nu aveau Noul Testament Adunările aveau nevoie de astfel de proroci. Până când învățătura Noului Testament avea să se așeze. Apoi, acești proroci și-au împlinit scopul. Dumnezeu nu mai are ce să reveleze. A revelat totul. Ne-a revelat, ne-a adus revelația completă, odată cu Cartea Apocalipsa, s-a terminat. Ăștia sunt genul de proroci la care face referire Apostolul Pavel. Nu la cei care bolborosesc azi și zbiară și țipă presimțirile lor. Nu, Apostolul Pavel se referă la cu totul altceva. Prorocii de azi își atribuie cuvintele Apostolului Pavel și spun că vorbește despre ei, despre genul lor de proroci. Nu, ei nu sunt proroci. Ei sunt doar imitații. Vor să -i imite pe adevărații proroci din îngânfare și mândrie fac lucrurile astea. Și nu vor scăpa. Dumnezeu îi va judeca. La vremea potrivită, Dumnezeu îi va judeca. Dacă nu se pocăiesc de minciunile lor. De aroganța lor și de pretențiile lor false. Deci, ce spune Apostolul Pavel aici? Nu disprețuiți prorociile ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Apostolul Pavel nu îmi spune să ascult o prorocie și să aleg din ea. Asta e bun, asta nu e bun. Asta le convine prorocilor mincinoși de azi. Tu e pe gură toate prostiile lor. Și după aia zice, alege ce este bun. O, și câți nu mi-au zis și mie așa. De ce te iei de cutare? Are și lucruri bune. Nu, un proroc adevărat al Domnului nu va minți niciodată. Nu asta spune Pavel aici. Eu trebuie să ascult prorociile, să le cercetez și dacă prorocul ăla nu mi-a spus adevărul, trebuie să mă ferez de el. În versetul următor îmi zice, feriți-vă de orice se pare rău. Eu când văd un astfel de proroc mincinos astăzi, că vine la mine și îmi zbiară și îmi bolborosește, Mie lucrul ăla mi se pare rău. Pentru că nu e biblic. Nu e după Scriptură. Pavel îmi spune să mă ferez de el. Dar, cum am zis, apostolul Pavel nici măcar nu-i trecea prin gând ce auzim noi azi ca fiind prorocii. Nu la asta se referă aici. În primul secol, printre prorocii adevărați, erau și proroși falși. E atât de simplu eu trebuie să discern. Nu trebuie să-i disprețuiesc, trebuie să iau în serios și trebuie să discern lucrurile. La fel cum făceau cei din biserica din Efes, din Apocalipsa capitolul 2. I-au pus la încercare pe cei care spuneau că sunt apostoli și nu erau. Și Domnul îi laudă pentru asta. Exact asta spune și Apostolul Pavel aici. Nu disprețuiți prorociile, aveți răbdare, prorociile din primul secol, da? Cei care veneau și pretindeau că vorbesc în numele lui Dumnezeu. Nu bolboroselele de azi și strigătele de azi. Nu le disprețuiți, ascultați-le cu atenție, cercetați-le, dacă sunt cu adevărat de la Dumnezeu, și păstrați ce este bun. Nu păstrați o propoziție care a zis-o prorocul la bună, nu. Adică ascultați prorociile prorocilor adevărați. Și continuă, feriți-vă de orice se pare rău. Orice ți se pare rău. Orice ți se pare că nu vine de la Dumnezeu, ferește-te. Iar cercetarea asta, bineînțeles, trebuie să fie după cuvântul lui Dumnezeu. Asta trebuia să facă creștinii din primul secol. Despre asta vorbește Apostolul Pavel aici. Nu are absolut nicio legătură cu cei care se pretind azi a fi proroci și cu prorociile lor mincinoase. N-are absolut nicio legătură.